Imediat la fața locului au intervenit mai multe ambulanțe, dar și o descarcerare. Două persoane au fost transportate la Spitalul Județean Deva pentru îngrijiri medicale. Pentru a treia, din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Din primele cercetări, s-ar părea că un tânăr în vârstă de 21 de ani a efectuat o depășire neregulamentară a unui alt autoturism. Din sensul opus, circula regulamentară un autoturism condus de o femeie în vârstă de 48 de ani din municipiul Deva. Din păcate, în urma impactului dintre cele două autoturisme, femeia în vârstă de 48 de ani a decedat, iar două pasagere din autoturismul condus de aceasta au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de vătămare din culpă și respectiv ucidere din culpă. Traficul rutier a fost restricționat pe durata cercetărilor. În cauză a fost întocmit un dosar penal.